Municipalitatea nu renunță la proiectul de reabilitare a Curții Domnești. La sugestia Ministerului Culturii, completează vechiul studiu de fezabilitate și încearcă să promoveze investiția în baza noului acord pentru dezvoltarea programului operațional regional. La recomandarea reprezentanților Agenției de Dezvoltare Nord-Est, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că municipalitatea studiază cu atenție prevederile acordului de parteneriat 2014-2020 pentru a întocmi documentația conform cu solicitările Comisiei Europene. Ne-a recomandat că e bine să așteptăm până data de 5 iunie să nu apară și alte modificări, adică să facem această strategie calată, ca să spun așa, pe proiecte care vor fi semnate la Bruxelles, în așa fel încât să ne convingem că este bine făcută. Unul dintre proiecte este cel de reabilitare a Curții Domnești. Investiția este dimensionată la circa 17 milioane euro. Centrul de interpretare, incluzând Curtea Domnitorului în Suceava, sala de proiecție 3D, expoziții temporare, bibliotecă, centrul de studii medievale și birouri. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat că administrația pregătește proiecte de investiții până la deblocarea acordului 2014-2020. Ca atare am dat din nou documentația, am dat această adresă la Direcția de Specialitate din Primărie, împreună cu cei care au lucrat la acest spus, domnul arhitect Gorcea și alții, să completăm cât mai repede aceste documentații, să le ducem în așa fel încât să fim pregătiți, pentru că îmi doresc ca pe axa de turism, cum am fost data trecută, este prins și de această dată pe strategia 2014-2020, așa cum am promovat cetatea de scaun, să putem promova Curtea Domnească. În luna martie a anului 2012, proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe axa 5.1 a programului operațional regional Reabilitarea Patrimoniului Cultural.